Comuna Bena, se face și nouă drumul. La Schito a făcut Viorel Benea, drum din fondurile europene, peste toți au asfaltat, care nu au fost asfalt de ani de zile. Și la noi au fost și au ajuns într-un hal fără de altă. Care o strigă acolo Dragoș Benea. Dar nu se poate asta. Comuni care nu au avut asfalt, au făcut. La noi care au fost, nu s-au întreținut să o distribuie. Cât îi trebuie România în 10 ani? Dacă trăia Ceaușescu, în 2 luni era făcut tot. Lei de mult. Și am arătat că se plătesc pentru faptul că nu teamă de acumulare de dobânzi, de așa mai departe. De unde se poate plătim, dar nu ni se dă nimica nici. Noi avem numai datorii. Deci nu au obligații, dar niște drepturi noi nu avem. Acum dăm drumul. Dăm drumul, acum dăm drumul. Au venit investitori pe valea asta și au spus că de cauza drumului nu vin să facă investiții. Pentru turiști. Să mai frumos. Păi nu va mai face. Vă așteptăm miercuri. Vă așteptăm miercuri. Noi dăm drumul. Hai, domnul Benea. Hai, vine domnul Benea. Dacă nu vine noi să facem mersul aici, fiecare zi. Până când domnul Benea va veni. Dacă nu plăcăm drumul, domnule, să facem nimic, nu plecăm acum. Hai să dăm drumul, să ies, să dăm drumul la domnul. Miercuri la prânz la ora 12 cu domnul Benea venit da, de la aici, la primărie. Aici, pe locul aici, 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 aici